Prediscoziția numărul 450 din 7-4-2017 a fost convocat la o ședință extraordinară de primarul Principiului Roman. Pentru început, dau cuvântul domnului secretar să vă spună. Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 18 consilieri, din totalul de 20 în funcție. Și aș vrea să vă reamintesc prevederea articolului 46 din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2011. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local, care fie personal, fie din soț, soția, fiind sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial, o problemă supusă dezbaterilor consiliului local. De asemenea, am rugămintea să completați acea motivație în scris pentru votul exprimat la proiectele de hotărâri care vizează documentațiile de amenajare a teritoriului sau urbanism, așa cum am precizat și la ședința trecută. Vă mulțumesc! Da? Ați primit pe tablete ordinea de zi a ședinței de astăzi, cuprinzând 10 proiecte de hotărâri. Dacă sunteți de acord cu aceste proiecte, cine e pentru? Împotriva, abțineți. Mulțumesc. Să trecem la primul proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică pentru anul 2017. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumesc. Să trecem la proiectul numărul 2, privind aprobarea unei documentații de urbanism. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Precizez că data trecută i s-a dat un aviz în care s-a cerut, de fapt, nu s-a dat un aviz, s-a cerut o planșă cu detalii privind amenajarea la moment a spațiului respectiv. Persoana în cauza a venit cu acel plan. Planșa este conformă, deci avizul este favorabil. Condiția a fost îndeplinită, cea care s-a și precizat în ședința trecută. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, poftiți, domnul consilier. Într-adevăr, s-a făcut planșa care s-a dat acum am văzut. Noi am două probleme. Întrucât când îi spunerea de motive, cât și în raportul de specialitate, problemele sunt identice, în afară că e pus avizul numărul 5 din 0404-2016 a arhitectului șef. Dar, în schimb, peste tot îl zice în urma ședinții din data de 30-03-2017 se avizează favorabil. Comisia tehnică s-a întrunit în luna aprilie? Nu. Păi atunci comisia care a dat avizul favorabil condiționat în prejmuirea să se retragă suficient față de bloc pentru a permite accesul de urgență. Planul de situație se detailează. Iată că în raportul dumneavoastră, avizul, aceste probleme sunt ca și în la ședința din 30 martie. Deci, avizul este favorabil dat de arhitectul șef pentru că s-au îndeplinit condițiile dispuse de Comisia Tehnică. Și Comisia Tehnică nu poate să-mi dea avizul din data de 15.03 în care a dat un aviz pe care îl cunoaștem toți, da, ca să fie valabil în aprilie, pe data de 13. De ce nu? Pentru că acolo spune clar, favorabil cu condiții și în consecință recomandă adoptarea parțială acestui proiect de hotărâre. Nu era normal. Comisia tehnică. A, deci o greșeală, eroare materială. Asta atunci înțeleg. Altfel, era altceva. Dacă eroare materială. Normal, trebuia Comisia tehnică, domnule primar, trebuia să întâlnească după ședința de Consiliu Local, din data de 30,
să dea un aviz favorabil în care s-a dat, s-a rezolvat problemele care le conduce. S-a dat pat la pat, dar nu s-a mai întâlnit comisia. Avizul de stai numărul 5, care a fost numărul 4. Care, în schimb, a pus atunci a s-a dat la... E la materia. Considerăm de la materia. Dar prin o agrare materială, nu modifică normal. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3, privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 4, privind aprobarea închirierii unui teren. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea transmiterii în folosința unui teren către SECE Somaco Grup Prefabricate SRL, în scopul realizării sensului giratoriu la intersecția Bulevardului Nicolae Băcescu cu artera Roman Vest. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 6, privind modificarea anexei numărul 1 a hotărârii Consiliului Local numărul 254 din 22.12.2016, privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 7, privind modificarea bugetului local pe anul 2017. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 8, privind aprobarea închirierii unor căsuțe cu destinația de spațiu comercial din incinta Complexului Sportiv și de Agrement Moldova. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 9, privind punerea la dispoziția proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020, a terenurilor pentru construcție, modernizare sau reabilitare a obiectivelor din municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate și Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Și cu această ocazie, ordinea de zi a fost vizualizată. Da, dați! Poftiți, da. Domnul consilier. Din partea grupului CSD, delegat eu, dorim să urăm tuturor romașcanilor sărbători fericite.
Da, vă mulțumim mult. Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns pozitiv convocării de astăzi. Era vorba de o serie de proiecte care erau urgente și aveau termene limită de aprobat. Și în același timp, profit de prezența dumneavoastră aici să vă transmit tuturor, să vă tot bine, foarte fericit, multă liniște alături de cei dragi în familie și, bineînțeles, să avem toți românșanii să vă tot bine din partea noastră a primăriei și a Consiliului Local.